Cum să te eliberezi de păcatul masturbării? La articolul despre păcatul masturbării a fost plasat recent acest comentariu. Eu mă masturbez din copilărie. Nu știu de unde a pornit și nici nu m-am putut opri. Într-adevăr, există foarte multe efecte negative și aș vrea să nu mai fac asta, dar deja e mult prea târziu. Întrebarea mea este, dacă tot nu mai pot face nimic, deși am încercat, care mai sunt șansele mele de a stabili o relație cu Dumnezeu? Asta înseamnă că sunt compromisă din punctul acesta de vedere. Sunt tare curioasă să știu de ce Dumnezeu a permis să se întâmple lucrul acesta la copii, care nu realizează ce fac decât prea târziu. Eu nu înțeleg nimic. Recunosc că sunt vinovată, dar pe de altă parte mă întreb de ce mie s-a întâmplat mie. Eu nu am vrut să mi se întâmple aceasta, nu am ales o astfel de viață. Pur și simplu m-am deprins de mic copil cu un obicei neînțeles de mine la vremea respectivă, de care nu am mai scăpat nici până azi. Ce pot să fac pentru a scăpa de masturbare? Mai pot scăpa? Sunt conștientă de păcatul meu și aș vrea să mă schimb, să fiu un om normal, fiindcă, după părerea mea, masturbarea este anormală, iar oricine spune altceva nu a cunoscut încă efectele ei. Vă rog să mă ajutați. Vă mulțumesc. Autoarea a adresat mai multe întrebări și cred că la o mare parte din ele am dat deja răspunsul în articolul despre păcatul masturbării. Totuși, mai rămân câteva întrebări care așteaptă răspunsurile pe care vin să le dau în acest articol. De ce a permis Dumnezeu să ți se întâmple? Aceasta este întrebarea autoarei mesajului și presupun că mulți alții și au pus întrebarea aceasta cu privire la masturbarea pe care o practică, sau cu privire la alte păcate în care au căzut încă din copilărie. Adevărul este că Dumnezeu nu are nicio vină în aceasta și Biblia ne învață astfel. Nimeni, când este izbitit, și masturbarea este o mare ispită pentru oamenii care au început să o practice, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău, și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi, pofta când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată făptuit aduce moartea. Iacov 1:13-15. Și nu este secret pentru nimeni faptul că căderea primilor oameni în păcat a atras pedeapsa asupra noastră a tuturor, pentru că toți am moștenit această fire păcătoasă de care putem fi eliberați doar prin credință în Domnul Iisus Hristos, prin naștere din nou și prin Duhul Sfânt care îl primim de la El când credem din inimă și ne pocăim. Nu Dumnezeu, ci pofta firii păcătoase pe care ai moștenit-o la naștere de la părinții tăi, acea poftă a zămislit gândul păcatului, apoi a dat naștere păcatului și apoi ai ajuns să-l practici, suportând acum consecințele, iar dacă nu te oprești vei atrage asupra ta o pierzare veșnică. Niciodată nu este prea târziu să te eliberezi de păcatul masturbării. Locuitorii orașului Corint trăiau într-o imoralitate ce a devenit proverbială, pentru că în Imperiul Roman, când dorea cineva să jignească o persoană, era suficient să-l numească corintean, ceea ce însemna că persoana respectivă este învinuită de practicarea tuturor perversiunilor sexuale cunoscute și necunoscute. Dar, în mila sa nespus de mare față de oameni, Dumnezeu i-l-a trimis pe apostolul Pavel să le predice mesajul Evangheliei la imoralii din Corint și mulți din ei au încheiat un legământ cu Domnul Iisus.
Este adevărat că unii credeau că pot să practice mai departe imoralitatea și în același timp să aibă parte de moștenire în împărăția cerurilor. Iată de ce apostolul le-a scris. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, bărbați care se prostituează cu alți bărbați îndeplinind rolul de femeie, nici sodomiții, homosexualii, nici hoții, nici celacomii, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți, în numele Domnului Iisus Hristos, și prin Duhul Dumnezeului nostru. 1 Corinteni 6:2-19. Persoana care a adresat întrebarea crede că a devenit roabă a unei practici sexuale imorale grele cum este masturbarea și că nu mai are scăpare pentru că a devenit foarte dependentă. Toate încercările de abandonare au dat faliment. Vreau doar să-i atrag atenția de la ce practici sexuale urâcioase și perverse au fost eliberați unii din orașul Corint când au crezut din inimă în Iisus Hristos și astfel au fost spălați, sfințiți și socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Cine din oamenii ar mai fi putut avea vreodată speranțe de vindecare pentru acei imorali perverși cum erau malahii și sodomiții? Cu siguranță că nimeni nu credea aceasta și nici ei însăși. Dar, în îndurarea sa cea mare, Dumnezeu i-a eliberat și le-a dat o viață nouă, curată, frumoasă și liberă de robia perversiunilor sexuale. Pentru că ei au dorit să capete eliberare și au venit la cel ce poate da eliberarea adevărată, la Domnul Iisus. Soluția este în stabilirea relației cu Dumnezeu. În disperarea ei, autoarea scrisorii întreabă dacă mai este vreo posibilitate pentru ea să stabilească o relație cu Dumnezeu, având în vedere păcatul de care este robită. Da, este. Dacă a fost posibil pentru imoralii din Corint, dacă a fost posibil pentru toți păcătoșii din lumea aceasta care au venit la Iisus și au primit iertare, atunci este posibil și pentru ea. Doar că oamenii cred că trebuie mai întâi să se elibereze de păcate, să devină perfecți, adică sfinți, și atunci doar să vină la Dumnezeu ca să fie acceptați de El. Nu este așa. Nu. Dumnezeu ne cheamă să venim la El așa cum suntem, tocmai ca să ne curețe de păcatele, viciile și perversiunile de care am fost robiți și apoi, prin credință în Domnul Iisus Hristos și prin pocăință din inimă, să ne nască din nou, să facă din noi făpturi noi și să ne dea Duhul Său cel Sfânt. Când va veni să locuiască în noi Duhul lui Dumnezeu, odată cu El va veni și puterea lui Dumnezeu care ne va elibera din robia firii păcătoase în care ne-am aflat până acum. Continuă aici.